Potrivit legii 215 de 2001, ați fost convocați pentru astăzi în ședința ordinară pentru condiția domnului primar numărul 306 din 23.06.2017. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 13, dar se întrează nemotivat domnul Poporoiu și domnul Sârbu Nicolae. Domnul Sârbu, dacă ar aveți un act prezentat, ar fi motivat. În prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați cum ordine de zi. Cum ați fost informat, avem 4 proiecte de propuneri și puncturi timp diverse. Cine este pentru ordine de zi, așa cum? Unanimitate. Vă rog să vă exprimați asupra proceselor verbale de la ședințele anterioare 24-5 și 12-6. Aveți obiecții? Le-ați consultat? Dacă nu spune, cine este pentru procesul verbal de 94-5-2006? Trebuie să se abțină pentru doamnă, domnul Roșca și domnul Flora. Abțineți. Nu le poți să iei. Le aveți, dar pur și așa nu trebuie. Nu, 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 nu. Dar cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Cine este pentru procesul verbal din 12-6? Trebuie să se abțină domnul Bulan și domnul Șmătan. Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul președinte, ședință Roșcan. Dacă nu se aprobă de legii, nu fiu la ordine. Vă s-a aprobat de legii? Da. Conduceți ședința, vă rog. Da. După cum a spus domnul primar, avem 5 proiecte pe ordinea de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local Căiuți la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap. Dăm cuvântul domnului primar. Avem vorba Avem 3 minori și 3 adulți pe care trebuie să-i susținem financiară. Vrem, nu vrem. Asta e legea. Unde e legea mită mea. Altfel întrebări, dacă aveți. Da. Din partea consilierilor, că sunt întrebați în marginea proiectului de hotărâre. Ce înseamnă că Consiliul Local contribuie cu patru din 35%, din 35% din costul mediu anual, nu? Da. Din 30%, pentru fiecare 30%, 30%. Da, banii avem prins în buget, când face bugetul să fie mai. Nu, la 35% se referă la suma care este aprobată, din costul mediu anual. Da. Da, 30%. Deci nu a fost nici 30%, din 30%, 35% contribuția Consiliului Local. Da, dacă mai sunt discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Se abține cineva? Da. Trecem la punctul 2, și anume proiect de hotărâre privind constituirea și componența Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei Căiuți. Domnul Giovanni, trebuie să ne începeți atunci. Deci, am avut repetate discuții ridicate de, cum să spun, sugerări, de domnul Ochean. Comisia Locală a fost stabilită undeva în anul 2011. Da. Iar acum, după ce s-a schimbat acum, prima Consiliu, o să trebuiască reactualizăm componența Comisiei Locale. Aici trebuie să faceți să vizionați să puneți propune din rândul dumneavoastră. O să fiu eu președinte. Da. Da. Corândarul, primarul președinte, Bulgaiu, șeful de post, membru, Gabăr Paul, am considerat noi, aici am făcut o schimbare în locul lui Doru Brânceanu, am fost pe Gabăr Paul, el era până da, la această dată, da?
probabil o să mă iasă la pensie, eu știu ce mai face el. Dacă dumneavoastră aprobați și dacă sunteți de acord. Deci, da. Așa îți propun. Da, și rămâneți că puțin doamna secretar mai mult. În continuare, trebuie să, prin rândul dumneavoastră, trei consilieri locali, să propuneți și să facem conferința. Da. Deci, aș avea... Un pic, domnul. Da, cine este dumneavoastră? Aș avea și o propunere. Părând dumneavoastră întâi, dacă tot ați început. Da, propun ca să facă parte ca membri, domnul Oceanu. Nu, o să vă propuneți pe asta. Mă, un avut trei? Nu, faci câte propune. Câte una propune. Propune domnul Oceanu. Eu zic că să fie un așa, unul pe steapă, unul pe vidar, pe prale și unul pe prale. Ceva care să lucrezi. Eu vreau să duc cu domnul Vicinoa. Da, am și o propunere. Da, cine? Îl propun cu domnul Matei Ionel. Da. Și am zis că poate din contra cu băia din copii din vidar. Deci... Poate să mai fie și alte propuneri și... Nu pot să fie fac, nu. Ca să fie propuniți. Mai multe. Nu, dar trebuie să... Da, trei trebuie să fie din componență. Așa pot propune pot mai multe, dar... Poate mai avea propune și ceva. Da, dacă mai se propune. Dacă nu suntem la vot, cele trei persoane care au fost deja propuse. Cine cele trei persoane și comisia toată. Comisia, forma... da, dar noi alegem acum cei trei consilieri care vor desemna, vor fi reprezentați în comisie. Da, atunci vă întreb altceva, la da, ceilalți da. Care i-am... Am venit noi, ne-am propus noi, primarul, aproape comisia. Aia nu se pune la vot. Aia nu se pune la vot. Aia cu tot, deci numai cei trei consilieri desemnăm noi. Aia este deja constituită. Da. Cine este pentru? Cine se abține? Să votați votul de studiu, s-a votat, gata. Da, s-a votat, bine. Deci, mergem mai departe. Proiect de votare privind modificarea și completarea... Nu putem un pic aici pe ăsta. Eu aveam un amendament. Eu am avut amendament în comisie. Nu a avut aviz favorabil, ba. Ok, a avut aviz favorabil cu amendament. Haideți să vă ascultăm, spune, spune, domnule. Da, spune, spune, da, da, da. Da, scurt, foarte scurt. Mergeți pe proiectul respectiv, la pagina 6. Paginate toate. La pagina 6, punctul 2, de hotărâre, pagina 6. La regulament? Da, pagina 6. Da? Nu trebuie să spun de lucru. Ați găsit-o! Da, da, da. Domnule, fac seama că veniți aici cu o hotărâre din anul 2011, în care aprobați regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine și Siguranță Publică, corect, de numirea. Lucru pe care eu zic un pic de rigoritate noastră, de ordine și siguranță. Dar mergând la pagina 6 la acest proiect, veți găsi dumneavoastră la articolul 8, aliniatul 4, următorul text. Ordinea de zi poate fi completată cu propuneri ale membrilor comisiei locale, virgulă, numai cu acordul președintelui acestui. Domnule, merg mai departe. Articolul 9. Membrii Comisiei Locale au dreptul să ia cuvântul, virgulă, cu încuvințarea președintelui. Deci dacă eu vreau să spun ceva în comisia, dacă președintele i s-a pus pata pe mine, nu mă încuvințează și nu pot să iau cuvântul. Domnule, eu revin cu o rugăminte la dumneavoastră.
dacă ne aflăm în statul România, dacă îi mari de sus de acolo se învițează că e stat de drept și că democrația ar fi slamă acasă, eu vin și vă întreb de ce veniți cu lucruri perimate, pe de o parte le acceptați din antichitate și obstrucționați democrația, efectiv, liberul democratic nu există. Pentru dacă președintele i s-a pus spatea, nu mă lasă să iau cuvântul sau să propun altceva la ordinea de zi. Doresc, iar în regulamentul ăsta, nu vă supărați. Deci dacă tot ne-am apucat să facem o treabă cu Comisia de Ordine și Siguranță Publică, eu gândesc că trebuie tot în Consiliul Local, dacă nu avem timp astăzi, că e căldură mare, să facem acest regulament, să-l aprobăm un alt regulament, nu ăsta care v-am demonstrat doar numai cu două puncte astea, care vi le-am dat citire, că lucrurile nu stau în rând. Deci eu revin. În ședința în care se încerc acum, în ședința din luna mai, mi-a oprit indemnizația. Eu nu fac caz pentru banii ăia. Am întâmpinare, am întâmpinare scrisă, nu plec până când nu vă las. Întâmpinare scrisă și cu acest aspect și cu alte aspecte. Adică, domnule, nu puteți să condiționați votul cuiva de o sumă de o indemnizație de bani. Aia este indemnizația. Am discutat odată. Nu puteți. Gata. Nu mai revenim la ea. Dar de ce să nu revin, domnule? Dar nu mai revenim la ea. Gata. A fost o scăpare, a fost o greșeală. Îmi permiteți? Da. Am făcut o paralelă acum cu acest regulament, cu articolul 8, aliniatul 4 și articolul 9. Sunteți de acord că acestea să nu mai existe în viitorul regulament? Și să-mi spuneți acum domnul meu, și să-mi spuneți acum când aprobăm regulamentul ăla, pentru că închid din ședință, am votat tot, venit noastră, sau mergem cu acest regulament în continuare, pe care eu nu-l consider corespunzător. Din punct de vedere al meu. Dacă dumneavoastră considerați că propunerea mea nu este întemeiată, mă opresc. Este întemeiată, domnule, v-am spus ceva? Dar cu gata! Vă mulțumesc! Da, modificarea regulamentului. Păi, dar nu mai înțeles de consiliu. Dar spuneați înainte de... De vot? De vot? Da. Nu le-am acum, dar s-a votat. Deci o să venim cu următoarea ședință, să facem acele două articole, cu toate că primul, acolo spune că președintele propune. Da, e o convocare. Da. Ordin de zi, trebuie să propun cine. Deci la articolul 8. La articolul 2, nu, da. Eu m-am legat de 4, doamne, aliniatul 4, doamne. Numai cu acordul președintelui acestea. Păi tot din ei. Și la articolul 9, cu încuviințarea președintelui. Dacă nu încuviințează președintele, da. Eu poplas. Președintele suprem, dar era o dată. Păi, domnule, dar e unic conducător, pentru că am spus eu așa. Mai departe, în întâlnire veți găsi acest text. La diverse, la diverse. Da, la postul divers o să discutea și probleme. Vă mulțumesc frumos că m-ați limitat. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Găiești, județul Bacău. Da. Da, din cadastrare, din trebuie să modifice, deci rămân aceleași... aceleași cadastre, dar fiind modificate pozițiile. Pozițiile din domeniul public. Deci, e același lucru, numai că ne cer de asta de la... Deci nu avem niciun fel de modificare, nu există, dar v-a acceptat pe document. Da. Dintre colegii consilieri, cine se înscrie la cuvânt? Ne țin de înscrie. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Căiuț cu statut de observator în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct al școlii gimnaziale Căiuți. Inițiator, domnul primar Vlad Gabriel. Am și eu. Aici cred că ar fi fost cel mai îndreptat domnul profesor Sârbu, dar în lipsă o să avem
Facem și propuneri. Domnul Duran, aveți? Da, și dacă e lipsă, se poate. Eu îl propun pe domnul viceprimar. Și așa doresc ei toată lumea concursul de formă. Haideți să vă spun cum sună adresa. Este pe spate. Este pe spate, cum sună adresa, eu undeva am citit-o. Dacă ați văzut adresa... Da. Propun pe domnul profesor Sfânt, domnul pe domnul Tulac, incompatibilitate, n-am văzut. El face pe la asta. Să știi, nu să știi, da. Da. Deci adresa de la comisia școlară a fost liceul de observator, dar nu cu calitatea de observator, unul din partea Consiliului Local și unul din partea primăria primară. O să meargă, vă spun, am dat dispoziție, merge doamna secretar din partea primăriei, observator. La concurs și un consiliu. Acum facem o întrebare, suntem siguri că câștigă Angel, nu? Dar nici nu prezintă la concurs, Angel. Nu cadrează, nu sunt cadrează, doar și nu. Da, alte propuneri, dacă mai spun. Da, domnul Matei. Propun domnul Pian. Domnul Chiarou Neculaie. Da, alte propuneri? Domnul Vici, n-am făcut. Trebuie să fie un singur mecanism, un singur observator, ca să știți. Nu, mai multe propuneri și propuneri. Da, mai multe propuneri și spune la vot. Alte propuneri? Tot pentru domnul Chiarou. Da, nu are nimic. De nu trebuie să se spere nimic, asta ce scrie, va fi de cu... Da, de când e primul. Când e, dacă reprezentam costul local, este observator și atât. Da, nu. Acum, având în vedere domnul profesor, nu este, nu se știe când revine. Dar nu neapărat un proiect să-l facă dacă la cultură, dacă o să fie toate comisii. N-am spus, noi îl votăm, spune propunere la vot. Spune propunere la vot. Bun. Da. Pentru varianta cu domnul profesor Sârbu. Cine este pentru? Spune la vot. Dar cine a făcut propunere? Eu am. Dar... Da. Cine este pentru varianta cu domnul profesor Sârbu? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atât. Domnul Ocean nu vrea? Da. Dacă era... Nu, nimic. Când ați spus că zarul a fost anotat, nu aruncăm de jandarmerie, domnul profesor. Că trimisul acolo pentru concursul o să vă ocuparea postului de director al comisiei, el să nu mai ajungi. Da, mai ales să dați domnul, vă trebuie, nu s-a încheiat votul. Deci a fost votul pentru, da? Cine este împotrivă? Cine se abține? Yes? Nu vă rog. Nu ies, asta e. Gândiți-vă, deci. Pe diferența, da, trebuie să se regăsească. Domnul Roșca și domnul Matei împotrivă. Da. Și domnul Dulan, abține. Abține. Și domnul Matei. Domnul da. Și eu. Domnul Matei. Așa, deci. Și domnul Mărcuț. Domnul Mărcuț. Deci, 2-5. Cu 8 aici, da. Este 8 pentru. 8 pentru, da. Băgat, bineînțeles, și domnul proiectul, am zis până toate comisiile. Nu-mi pot da. Pune nu-i să nu-mi permit. Da, nu știu, da. Nu știu, am avut reclamat. Nu mai erau primari, secretari, contabili, da, la ora 9, la ora 5 după amiază, fără un pahar de apă și nu aveai voie să pleci acolo dacă te strigi. Da, suspiciu. Bun, trecem la următorul proiect cu ordinea de zi. Și avem diverse. Cine să-ți vine la cuvânt? Avem pe domnul Laurențiu Matei, primul, al doilea domnul Mărcuț. Da. Da. Domnul Matei Laurențiu. Am mai votat despre asta și recent am avut o ședință de comisie specială pentru asta. Este vorba de acea întâlnire care trebuie să o facem cu întreprinzătorii, patronii, toți cei care fac desfășurarea activității economice, cei care vor să desfășoare activități economice și așa mai departe. Dacă vreți detalii ce am discutat, pot să vă dau aceste detalii, dacă nu vreți la subiect ce vreau să spun. Ca să putem organiza, să putem stabili un program de desfășurare, un protocol, să putem să stabilim care sunt invitații în termen extern,
ar trebui înainte de toate să stabilim un consiliu, un comitet de organizare, din care mi-ați face plăcere, aș vrea să mă iei să fiu și eu. Și înainte de acest comitet, aș vrea să stabilim și data când se organizează. De exemplu, Comisia a propus că această dată să fie pe 27 sau 28 august. Acum doar discuți cu domnul primar. Dânsul spune că ar fi mai bine pe 13 august. Rog, domnul președinte, să supună la vot și propunerea domnului primar 13 august și a comisiei care este proșată. Deci asta ca și dată. Deci, domnul președinte, dacă vreți să supuneți la vot ca și, cum se zic? Da. Noi trebuie hotărâri ca o hotărâri de principiu. Și dacă este nevoie, vom vedea cum trebuie hotărâri. Păi, 27, 28, 29 august, bărnească zile comune, da. Pe 26. Păi tocmai treia domnul primar a primit. Azi vrea așa mai rata atunci, nu? Ce și întâi să vă spune la vot, cum este normal să opunem la domnul primar. Și cum ar trebui să știu. Nu, veniți cu propuneri. Da, dar dacă se propune. Da. Deci e normal să ne pregătim din timp, să ne pregătim cât mai bine, să avem un program bine stabil, program care să facă comitet. Eu aș vrea... Da, întâlniri cu agenții economici. Da, nu numai cu agenții economici. Și cu cei care vor să desfășoare diferite activități. De la cea mai mică până la cea mai mare. Da, dar în ce scop? Să-i ajutăm, începem să demărăm ceva în comun, să vă mișcăm. De exemplu, pe amorțită treaba. Exact. Poftiți, domnule. Nu, 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 Da, înainte, asta dacă ar trebui să se vorbim și tot așa, ce cu ăsta de la cală, cu ăsta de la fix, de când poate vine? Și după aia avem să stabilim programul, când, pe ce dată. Da. Da, că așa ajungem. Ce se întâmplă? Să-i comasez pe toată lumea odată, niciun nu se... Pățim cum facem și noi, ăla are o problemă atunci și nu poate să vină, celălalt. Deci dacă stabilim o dată, începem să-i invităm. Care dintre ei poate să vină, vin. Dar vă spun că poate și mare, care nu păi da, e foarte greu ca să poți să strângi toată lumea. N-ai cum. Nu vine el, vine celălalt. Așa ești invitat, nici ca ar fi, toate căile posibile. Un pic și perioada concediilor, vacanțelor și frumosul de da, vă dați frate, vă cercăm, îi dăm prima ediție, mai facem una în toamna, a doua ediție. Vezi, atențăm? Da. Cercăm. Faci obiectul posibilii comitetului acum? Normal, sigur, sigur. Deci aici este cam târziu, pentru că comitetul trebuie să lucrezi. Deci trebuie să pregătească programul și poate detalii. Și venim în Consiliu și avem următoare. Deci, cine vrea să implice? Vreau să implicăm cu toții. Deci tot Consiliul se implice. Pentru că consider fiecare că poate. Dar cei care se țin legătura mai strânsă și să fie la curent cu absolut ce se întâmplă și să se miște mai mult, să spun acum care vrea să implice, să punem la vot, veniți cu propuneri, pe ceva aș vrea să spun aceștia. Doar obligatoriu trebuie să fie primar, obligatoriu fără probleme. Domnul viceprimar și doamnul nu știu, pentru că nu știu, dar domnul chiar dacă e ceva... Eu propun așa, domne, alegem pe primarul funcții trecând multe de promunții, alegem un comitet astăzi. Dar președintele nu vrea să fie. Nu primarul, nu primarul. Destul e, adică nu vrea să fie primarul. Sunt, susțin, stau călare. Păi ea dacă vitea cu parte. Domnul Matei, fiind președintele acestui comitet de organizare, astăzi alegem pe alții care e tata, să întâlnesc într-o primă ședință acest comitet, pune în rând, plecând de la dată, loc de desfășurare, listă de invitați, programul efectiv. Și domnul primar, nu pot aduce. Că dacă zice, domnule, invităm. Și dacă nu pot să vină tot odată, dar nici nu-i cazul să vină tot odată. Dar să știți că ocupații socioprofesionale sau cuvântători sau dătători cu părerea despre dezvoltarea economico-socială rurală a unei comune,
din rândul invitațiilor străini, nu trebuie să fie neapărat președintele Consiliului Județean, poate să fie un vicepreședinte al Consiliului Județean. Dacă ce mă cu cineva de la istorie, la cultură, nu știu, vine un angajat de consiliu. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu toți consilierii, un comitet de organizare cu președintele în frunte, așa, și cu sarcini în soare și plictisii pentru fiecare. Prelând și la protocolul de primire a invitațiilor străini și cu toate. Deci, un program vine la cap, cadă încât, într-adevăr, să-și atingă locul și să fie dezvoltare economică, socială. Veniți cu propunerile astea, comentarii că altfel nu vă prie. Aia a fost drept. Am trecut. Da? Comitetul, ca să răspund la această dumneavoastră. Deci comitetul se ocupă strict de organizare. Dar fiecare nu trebuie implicat. Deci, amințând pe cei care interesați, dă un telefon, pui prin internet, distribui mai departe o informație, ceva. Deci fiecare trebuie să face ceva. Și acest comitet le aduce la cunoștință consilierilor în orice moment ceea ce se întâmplă. Deci un consilier, dacă vrea să știe ce s-a mai, pe cine au invitat, sau ce s-a mai schimbat, ce s-a mai organizat, oricând poate să primească aceste informații de la cei care fac parte din comitet. Deci comitetul va fi la putere și va evalua ce se vreau spunerea, vă rog, spunească într-un comitet. Da. În consecință, faceți propunere pentru acest comitet. Cine să facă parte? Câți membri? Să stăpânim împreună. Nici, mic, dar nici rămân. Nu, mai important, mic. 3-5. 3-5. Da, la 7. Nu, e prea mult. Nu. Și, da, faceți propunere. Vreau să spun ceva. Din acei 5, pot să fac eu cu vicii de parte sau nu pot să fac parte. Eu acum mă implic pe... Natura fiind. Da, poate acest. Adică nu neapărat să fim noi din acei 5. Da. Vă face propuneri și într-un acord de două propuneri. Ca să nu pățim ca în partea cealaltă, că au fost stabilit dinainte. Poate sunt care doresc să facă exact, parte din comisia. Exact, foarte adică, important să aibă și timp să o pune. După aceea, domnul ori ia lucrurile la școală, care să nu duce la școală. Poate vrea din comisia asta. Ca din fiecare zonă să fie reprezentant în această comisie, ca să poată implica. Eu nu propun de domnul Ocheanu să fac parte din comisie. Alte propuneri. Să fie frumos așa. Îl propun cu domnul Matei. Da, ce zici, domnul răspundere. Alte propuneri. Pentru lucrurile astea se vorbesc cu oamenii, sigur nu v-ați vorbit. Alte propuneri, vă rog. E suficient, 12.3 e suficient. Da. Chiar el era... Da. Trebuia propus, nu? Eu zic că, cu domnul Mărcuț, a dovedit cu toate comitetele care a luat, că e bun organizator, are un aspect, un simț al observației lucrurilor, plecând și de la lucrurile da. Comune. Păi, atunci, ca să fii impar, nu propune și pe Coluț. Da. Bodarul Coluț. Ca să fii da. Comisia completă. Sunt mai tineri, dar... Da. Dacă nu mai sunt propunere, suntem la vot, în bloc. Deci propunere în bloc, nu individual. Sunteți de acord? Componența comisiei în bloc. Da. Cine este pentru? Mai puțin cei care... Așa. Păi dacă... Cine? Nu, cine l-a propus? Deci, în grup Eu l-am propus, domnul Matei. Păi cum, nu trece la... O trece. Ar trebui să treacă. Deci, dacă sunt 5 cu 8, ai 8, ar trebui să treacă. Domnul Matei, Ioan, domnul Cristi Botaru și domnul Ocheanu. Da. Și domnul Mărcuț. Matei și domnul Mărcuț. Aveți două propuneri dumneavoastră. Da. Deci suntem 5. Da. Da. Plus, dar cu primar nici primar. Domnul, aș vrea să... Și primar. Înainte de a vota comisia, că vreau să vă spun ce că aveam de gând să vadă. Și vă spun de ce. Această comisie care vrea să trebuie, este opinia mea și o împărtășiți, nu o împărtășiți, dar vă exprim. Deci această comisie, din această comisie obligatorie trebuie să facă parte cineva de la administrația locală. Și vă spun de ce. Partea executivă sunt înșine. Dumneavoastră sunteți partea deliberativă. Nu aveți ce să-i propuneți unui privat. Ce facilitate îi dai, ce poți să-i oferi ca să vină să-și desfășoare o activitate. Dumneavoastră ca și consilieri, veniți și vorbim, bem un șpriț și plecăm acasă. Nu puteți face, veniți poate cu o propunere în Consiliul Local, care nu poate fi aprobată. Dar suntem și deci, obligat. Una e când ești în comisii și faci parte din comisii, ai puterii de șoții. Deci, haideți să vedem un pic, dar nu o faceți. În condiții de...
Deci comisia a făcut informații de 7 oameni. Vom da. 5 care ne-am făcut noi, plus mai mult. Haideți să facem asta. Votăm individual. Da, nu, de ce nu? Nu? Votați individual, că dacă sunteți 5 oameni, nu trece comisia. Trebuie să-l țin în plus 5. Șapte sunt domnule, primarul și primarul este. Da, ei, din oficiu. Puneți primarul și puneți contabil, să avea cineva din cadrul primăriei economic care să și pricepe să mai dea o idee din punct de vedere economic. Tu faceți o comisie ca să te aflați în care. Contabil la bani. La activitatea economică, ca și dezvoltat, ne tragem jos contabil. Nu, da. Nu vă trebuie. Să votați de eu. Nu s-a votat. Ei, eu am pus de urmă. Da. Schimba asta că vă trage totul jos. Schimba ea, bine dimineață, schimbăm. Deci cum faci? Primarul și... Cum faci? Se votăm fiecare persoană în parte sau... Individual, că nu vă ieși. Și votăm cu preț. Cu preț, corect. Este la diversă, nu este... Votăm în loc. Am înțeles. Da. Cine este pentru această comisie? Deci în bloc, ca tot în loc, că avem de ce. Se pot vota și cei care sunt. Da. De care sunt. De care sunt ceilalți. Exact. Spune la vot, cine este pentru? Ce? Te-am uitat de ghi. Cine se abține? Așa și toată. Eu mai abțin. O abținere împotrivă? 12 voturi pentru și o abținere. Deci astea ne-am mai trebuit să stabilim și data și... Da, vot. Azi este domnul... Da, dăm cu votul domnului consilier Mărcuțiu. Nu, 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 fixăm dat. Trebuie să fixăm dat. Da, dar a spus că suntem consultate persoanele. Nu. Nu a spus la ușa. Deci sunt două propuneri. Dacă vreți mai trebuie și nu atâta, atâta nu spunem la vot ce două persoane. Da, veniți o dată și o spunem la vot. Cei din comisie poate să... Cine este pentru 13? Da, și deci sunt două date. Da, și nu cum am consiliat la loc. 13, 13. Doamna secretar, are să spune la vot și dată. Nu, nu, nu vă doar palma atenție, ne spune la vot. Spune. Dar cine este de acord cu datele 13 august al lucrurilor? Da. Gata, s-a rezolvat. Cine se abține? De acord. Da. Bun, aceeași chestie. 12 la abține. Da, domnul Mărcuțiu, aveți cuvântul. Da.
Și le-am trimis un catalog cu tot documentații pisate pe aia mea și le-am trimis-o de anul trecut din toamnă. Așa, pentru anul ăsta. Acum s-a acutizat problema, deci din ce în ce e mai... Deci la asta am făcut, deci le-am trecut pentru anul ăsta. Știți ce da. Trebuie să înțelegem toată politica asta? Dacă mâine am fi avut gaz în comuna Căiuți, m-a întrebat cineva cine îmi dă gazii da. Sau curent, care își pun centrală pe curent, cât plătesc, asta și cu lemnul, piața liberă. Dispare monopolul ăla de stat cu protecție socială pentru oameni. Oamenii nevoiași au asistență socială. Dar le ajută cu niște bani. Piața vorbește. Eu știu ce spuneți, este o problemă acută. Dar ăsta e sistemul și eu nu cred că se va mai reveni să gândim că vezi, Doamne, nu știu. Se va lucra și iată, pentru că s-au fost atâtea facilități, atâtea, așa și chiar la lemții, o structurează care vorba. Este rău, este foarte dureros. Adică e dureros? Ce să fim realiști? Să dăm cărțile de față și de la Ocozac, să vinde tot cu prețul care vin din privatul, să vinde lemn, indiferent de sub ce formă va fi el. O, dar, ideea... Soluția, părerea mea, adică să găsească oportunitate ca pentru lemn la populație să fie la alt preț decât cel care sunt. Numai dacă se subvenționează, de asta este piața liberă. Nu, mai era varianta... Nu luau frigiderii subvenționate. Era varianta achiziționării lemnului din pădure și nu creșteau costurile, venea omul cu ce se descurca el, chiar dacă până acasă l-au ajunge la fel, dar avea subconștientul lui că era puțin mai ieftin. Ducându-se la depozit sau știu unde, prețurile... Ea la de la oraș să dacă ce să facă, dacă subvenționez de mult foc la țară, nu la unei cu care nu ce face. Păi da, unul dintre criteriile FSC-ului spune relația cu comunitățile. Deci unul dintre criterii... Ce înseamnă subvenționat? Ce înseamnă preț subvenționat? O să spun lemnul de foc e 1.500.000, dar la populație se dă cu 1.000.000 și să zici statul. Deci eu spui statul așa. Nu, nu, nu. Aia tu îți vrei subvenționezi și ca de la aceea la oraș și altceva. S-au scos pe piață, la nivelul cum că eu să... Dumneavoastră discutam. Păi ce o să fac încălziția aia? Nu, eu... Păi aia e problemă să... Dar aia, dar voi la ce fac? Sau de la... Dincolo, știți cât e tona? La Vale, 3.200.000. Da, acum, bine, deci... În localitate, e marca ăla, 3.200.000. Din pădurea primării, nu mai, nu! Nu este. Adică ai... N-am venit să găsim, am adus în discuție. Da. O să-i spunească chestia asta și o să spună că n-am fost pregătit. Au venit oamenii, da, închei, ca să nu dăm cuvântul domnului consilierul chiar în voie. De la instalarea cârmuirii în comuna Căiuți, s-au cam primit un an. De la instalarea consiliului, de la instalarea consiliului local, cam tot an. În toată această perioadă, nu am făcut încă o analiză, să zicem, chiar statistică, numărul de proiecte și astea pe categorie. Ce au însemnat proiecte în diferite domenii de activitate. Acum raport, domnul. Problema, că i-am făcut, domnul. Problema se pune în felul următor. Pentru a nu ne da o posibilitate de ei, să spun că toate proiecte, sau marea lor, majoritate, o fi unul, două, nepropuse de un unic conducător, respectiv în persoana domnului primar, eu vin astăzi cu o rugăminte în fața dumneavoastră să o analizați și anume cu o propunere pe care rog să o analizați și să vedem dacă considerați că merită sau nu. La regulament și în legi spune că proiectele de hotărâri, așa, se spune, proiectele pot fi depuse de consilier local, de primar, de viceprimar și de către cetățeni.
Pentru ca să nu mi spuneți dumneavoastră când eu vin cu acuza că doar o singură persoană a propus proiect, direcție, domnul primar, o să-mi veniți și o să-mi spun, bine, domnule, dacă au putut cineva să propui dumneavoastră proiecte, nu, n-am fost oprit, n-am fost oprit. În atare situații, eu vin la dumneavoastră cu următoarea întrebare. După ce citesc un text din lege. Zic eu așa, că pot fi depuse de către și inclusiv de către cetățeni. Redactarea proiectelor se face de către cei ce le propun, virgulă, cu sprijinul secretarului UAT și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Punct. Întrebarea numărul 1. Care este conținutul semantic? Nu l-ați înscris sau proxima locație. Care este conținutul semantic în acceptiunea cadrului legal, respectiv a regulamentului și a legii 205, acele două cuvinte, cu sprijin. Deci conținutul semantic, îmi dați concret cu sprijin. În ghilimele am. Pentru că, atunci când unii dintre noi, rectic, vine să trebuie să depun un proiect, ca să știu pe ce mă bazez. Vă spun eu. Stabilirea... Ajungi la doamna secretar și vă spune că nu se poate. Păi dacă îmi spune treaba asta, îi spun o doamnei secretare că... Eu am depus proiectul și domnul Zurla și-o cât de vreo domnul Zurla. Domnul Eu știu că ședințele, domnul președinte, nu trebuie să constitui dialog, nu în ședință, m-am scris la cuvânt, am dreptul la cuvânt. Într-o ședință nu se realizează dialogul între președinte. Să stabiliți un număr de genul de vorbești. Dacă nu s-a stabilit, avem treabă. Nu sunteți reținut cu forță. Deci nu suntem obligați să ascultăm o oră cu cineva. Nu, domnul președinte, eu nu sunt dispus să realizez dialog cu consilierii. Eu știu un regulament foarte bine al desfășurării unui ședință de consiliu. Vă scuzați o secundă, o să punem un regulament și un barem dacă asta ar doriți, ca să putem să limităm. Acum nu să limităm. Dar spune, începutul ședinței, puteți. Da. Diverse, domnule, fiecare are dreptul. De la ședința următoare o să punem regulat. Acum dar prin faptul că am știință despre faptul, problema ridicată de domnul Mărcuț, am mai ridicat-o și alt domnul consilier, că toate aceste propuneri de proiecte din partea altora decât a unului conducător, se vor opri undeva în fața unui baraj sau unui barieră, eu nu consider că se va întâmpla acest lucru, pentru că legea este legi și pentru mine și pentru cel opozat mie, adică dispus vis-a-vis, față în față. În atare situații, respectos, vă rog, îmi dați în scris conținutul semantic cu sprijinul, pentru că eu cred de la următoarea idee. Redactarea proiectelor se face, deci proiectul are mai multe părți componente. Proiectul în sine, încadrarea și îmbrăcarea lui juridică, nu consider că ne aparține mie ca punător de cap, cel care propune proiectul, pentru că nu am studii de drept, chiar dacă am, dar nu toți avem studii de drept, doi, nu plătește Consiliul Local rete, așa, abonamentul la net ca să mă documentez în legislație și nici reactualizarea legislației legea 5. Dacă îmi faceți acest lucru, da, sunt de acord. Îmi plătiți de netul și reactualizarea legislației la oră, la zi, suntem de acord. Deci îmbrăcarea juridică, referatul respectiv a celui de specialitate și așa mai departe, redactarea proiectului în sine este conținutul proiectului. Îmbrăcarea lui din punct de vedere juridic și aia nu ne va aparține nouă a propunătorilor. Vă rog frumos, domnul Mărcuț, întrebați-l cu domnul primar dacă a îmbrăcat vreodată un proiect care se prezintă în fața noastră din astea 4 acum, proiect de hotărâri privind constituirea compoziției Comisiei Locale de Ordine Publică. Și siguranță mai trebuia? Nu! Este aparatul propriu al comunei, cu secretarul în frunte și
noi trebuie să contribuim pentru că domnul. Dacă facem o analiză, vă rog frumos, dacă facem o analiză, vom vedea de ce am ridicat această problemă. Vom vedea cu mare ușurință că, preponderent, toate proiectele depuse în decursul unui an de zile până la așa, sunt pentru rezolvarea unor solicitări a unor întreprinzători, nimic rău, treaba asta, să rezolve problema. Pentru privind cadențarul îndemnarea unor obligații contractuale, ADIS, TVA, schimbări de contract și așa mai departe, derogării activității executive, respectiv taxe, impozite, acordări de ajutoare și așa mai departe. Dezvoltarea economică, socială a unei unități administrative teritoriale și rolul nostru al consilierilor, în primul rând, constă în depunerea și propunerea unor proiecte care să vadă cetățeanul într-adevăr schimbări concrete în lea lor. Să nu luăm pârâul ăla care plătește și se varsă în fața lui Opoiu din cap în coadă, că nu-i făcut. Să nu luăm faptul că vin eu cu un proiect, să zicem concret, luăm drumul de la Hârtiu, se lucrează acum la el. Iar nu ați ținut cont de propunerile mele. Vă rog acum o altă problemă pe care o ridic. Domnule, înainte de a se finaliza și a veni la recepția finală a drumului de la Hârtiu Brâncen, eu m-am propus de anul trecut, într-o întâmpinare. Nu s-a ajuns la momentul. Păi nu, de atunci. A spus înainte de recepția finală. Nu s-a ajuns la drum. Păi dar nu trebuie lăsat, pentru că asta propunerea mea este următoarea. Contrașt atât pe autoritate. Da, sintetizați și dumneavoastră câte probleme și așa. Știți ce se întâmplă? Nu vă pot mulțumi pentru faptul că m-ați întrerupt, pentru care trebuie să mă opresc. Continuați dumneavoastră, mă opresc celălalt. Nu se poate continua. Dialog niciodată nu se poate continua. Eu am căutat să fiu disciplinat, nu fac dialog cu mine într-o ședință din asta, vin cu niște propuneri, le considerați bune, bine, nu le considerați bune, e treaba fiecare dintre noi. Continuați să vă spun. Știți ce e problema noastră dacă îmi dați voi, la momentul ăsta? Eu vă dau dreptate, domnul Ochean. Și aveți perfectă dreptate, sunteți. Vă place, studiați, le puneți, le faceți. Dar puneți-vă problema dacă toți cei 15 consilieri ar fi, și am mai spus-o, ca dumneavoastră trebuie să stăm câte 24 de ore. Și de aia eu propun să limităm timpul, dacă vreți, ca să nu se mai nerviți nici ceilalți, stânga, dreapta, X, Y, fără nici fel de probleme, puteți vă spălați pe mine pe chestia asta. Dar nu sunt persoane de aici care vin exact pentru problema ta. Mi-a dat cuvântul. Domnul meu, pe calculator, suntem 15. Cu dumneavoastră 4 bine vedute. Adică cu dumneavoastră 3. Cu dumneavoastră 5. Domnul Căciului, hai să fim pragmatici. Domnul, vreau să nu vorbesc și la sfânt de oare. Domnul, aveți întâmplare, dați în citire și depuneți-o primarul. Iar dânsul se discută așa dacă vreau și una vă mai spun ceva ca sfânt. Că e ca vă și eu, pe vremea cu mărcuți. Domnule, una e să fiți să-mi spui o hârtie. Se aprobă. Când vreau să fac eu mâine casa de cultură cu 50.000 de camere și 3 hoteluri în comuna Căiți și o depun, nu. Un proiect de hotărâri înseamnă fundamentarea lui în totalitate. Modul, oportunitatea, ideea să-ți fac și studii și orice pentru acei investiții. Și cel mai important lucru, când facem un proiect de hotărâri, gândiți-vă sursa de finanțare și modul prin care el poate fi dat de plinire financiară. Asta am vorbit. Păi se poate face. Dar la buget trebuie să vină cu proiectul cu toate. Acum dacă nu ai buget la proiectul, cum îl faci? Domnule, Roberto Mărheanu o limitați. Nu îi se dă cuvântul altei persoane din Consiliu să vorbească, nu este oprit, nu este limitat. Trebuie să înțeleg ceva din toată treaba asta. Eu nu făceam altceva, mai aveam câteva cuvinte de spus. Domnule, nu mai am întregului posibil. Pentru că cineva are ceva de spus, considerați că îi trebuie să-i pune job. Nu vă mulțumesc. Mă opresc, ne mulțumim după pentru ascultare. Da, este dat? Păi m-am oprit, ne mulțumim după pentru că nu ne-a ascultat. Da, mulțumesc. Domnul Dorlan, eu vreau două, trei
Unde așa, o întrebare executivului, dacă aveți cunoștințe de lucrări necontractate care desfășoară Plaza Comunii Căiuți și o să fac o întâmplare în sensul ăsta, nu e obligatoriu să spuneți acum, și vreau să vă consult în prealabil, o să vin cu un proiect de hotărâri săptămâna viitoare, care nu trebuie sursul de finanțare, prin care... Este fundamental? Da, fundamental, știi, mă duce. Prin care propun ca tot ce înseamnă achiziții și investiții și modul de plată și tot să se publice pe internet. Eu nu că nu le știu, le știu, dar e mai bine să fim transparenți. Că la 80% dintre primării să cheltuiesc ce s-au făcut, ce s-au plătit, să fie transparente. Da, eu cred că sunt publici, nu ce probleme. Da, publici una... La dispoziția lucrările e contractat, nu lăsați-mă să termin. Eu pot trebuie șase lucruri proiect de hotărâre în sensul ăsta. Și punctul 3, aș dori ca atunci, nu neapărat trebuie să faceți cum era înainte o logică, dar mai trebuie considerat când se mai fac anumite balastrări sau lucrări din astea, mai bine să mai consultați și pe noi, că sunt cetățeni care nu spunem că acolo ar trebui impus o mașină, două, trei. Nu cred că e atât de... Mă uitam acolo la pralea zilele trecute, am văzut podul ăla să o trei ori s-a rupt. Îmi reparați de 10 ori, acum nu se mai duce nimic, tot timpul rău să trece. S-a gândit odată că cheltuiam materia sau unde, băi, cât e să repar? 3 culei, îl pun 5 milioane, mi-a făcut bună, sau cum vă zis-o și Costel, vă zis mai înainte, că vrea pe o uliță, nu știu ce. Păi da. Și chiar asta era ideea. De, e bine de spus, eu mi-aduc aminte, că aici nu ne-am cu totul, vinii, utilaje, avem unde e nevoie. Se poate implica fiecare, dar dacă nu ați considerat că vreau să puteți face spate, este nicio problemă. Asta e ca un fapt ales. Atât am avut. Și încă un lucru, da, am vrut să-l zic de la ăla, vă, încă o întrebare vă pun, mai există poliție locală la nivel comunității? Eu vă spun că nu. Deci dacă vă aduceți aminte într-o ședință de Consiliu acum câțiva ani, se punea problema când puneam polițiștii locali de săpau la canalizare, când aveam oameni. Structurați-vă în așa fel personalul, angajați-vă oamenii unde aveți nevoie pe utilaje, pe orice, iar poliția locală, conform statutului, are niște obligații și trebuie să-i se vadă roade de munce în altă parte. Dacă sunt. Dacă nu desfințați poliția locală și angajați nevoie calificați, o apostofie... Unde e intervenție numai la mine? Nu știu, unde la mine? Care intervenție a fost la mine? Hai, spuneți, care au fost la mine? Districtul de Biliu, ok. Mai veniți, dar nu-i vorba la districtul. Nu a fost și Irene, nu a fost și Gabă, nu a fost și Bără. Eu n-am fost la Gabă, dar au venit la mine, atât pe restul de-a mai fost. Bine. Au fost și la mine. Vreți să-i contabilizăm exact așa? O să-i contabilizez, vă promitați. Și vă arăt unde poliția locală când nu trebuie. Și atunci să vă văd, dacă vreți să dea bine pisică, o să dea. Vă vedeți unde se când nu trebuie. Unde era și pe tine? Și nu prea cred. Nu prea cred, de 12 ani de zile v-ați chinuit. De nu fac mai niciodată nu funcționa cum trebuie poliția locală. Acum mai bine. Acum funcționează nici 20% cum funcționa înainte. Iar așa că e pe da. 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 Mai să discuții dacă să mergem la cuvânt. Da, eu vreau să spun cumva cuvinte vizavi de lucrări necontractate. Avem o serie de lucrări de, care în comun încercăm să le facem prin programul care avem cu cei de la partea 6. Și cu sursele proprii, fără să mai contractăm și fără să mai cheltuim bani. Deci o serie din aceste lucrări pe care probabil le mai vede domnul unii dintre noastră sau aia, să știți că nu, dacă nu sunt contractate, sunt făcute cu sursele proprii. Și vă întreb, sunt legale? Dacă ați, ați aprobat programul la cei de la parte 16, nu, pe cele 5.000 de ore sau 4.000 de ore, eu zic să merg. Da, bine, dacă sunt dumneavoastră, spuneți. Nu, dacă a venit un consilier, îi trebuie acolo ceva și dacă s-a putut, nu s-a rezolvat. Și la contul și la escamator. Manopera e legală, dar materialele nu sunt legale? Nu știu. Bănuiesc că la orice reparații trebuie îndevis, chiar dacă nu se prinde manopere, deci, în regii proprii. Punem, am început să achiziționăm materiale numai după SEA cu un contract de demană. Pe SEA, pe deschis, se poate, și chiar site-ul de demanului este liber și accesibil la oricine.
și să vede că am luat materiale pentru... Am luat și ciment. Cu cei la peste 6, că mai turnat niște poduri, podeții, o să mai turnăm. Sunt lucrări pe care le avem prinse în programul la cei la peste 6. Am considerat că nu e necesar să faci la fiecare lucrare un contract ca să cheltui. Dar nu contract neapărat. Nu gândesc că mai sunt utilizat. Nu necesar de ciment. Da. 30 de coli. Da. Nu crezi că trebuie să ceva? Nici vorbe de chiar dacă faci toată.